Bună, eu sunt Carmina și îți urez bun venit la Centrul de Echitație Podcoava Mountain Hideaway. Astăzi mi-am propus să-ți arăt locația într-un tur video 360 de grade, așa că te încurajez să miști cursorul stânga-dreapta pentru a urmări imaginea și a vedea de jur împrejur. Acum suntem în parcare, după cum vezi este o locație destul de generoasă, intrarea este chiar în spatele meu, iar în față este clădirea pensiunii. Hai să mergem înăuntru! Și am ajuns și la recepție. E bine, aceasta este chiar în spatele meu și se continuă cu această zonă de living sau zonă de relaxare, în care avem și o mică bibliotecă. Pe de altă parte avem și o pianină, așa că dacă știi să cânți la pianină, chiar te invit să vii la noi să cânți. Și bineînțeles, avem și șemineul, care în serile de iarnă este un loc magic. Aceasta fiind locația de relaxare, este spațiul comun din pensiune, iar de aici vom merge într-o cameră. Aceasta este una dintre cele 13 camere ale pensiunii Podcoava. Camerele sunt împărțite în două tipuri. Camera dublă standard, cum este aceasta, din care avem 5 camere, și camere duble de familie, din care avem 8 camere, iar diferența la cele de familie este că au un pat suplimentar suprapus. Haideți să vedem acum și restaurantul. Am ajuns în restaurantul de la Podcoava. În jurul meu mesele sunt aranjate, iar la ele intră în jur de 50 de persoane în interior. În fața mea este și sala de conferințe, care se poate separa de restaurant printr-un perete despărțitor, însă acum toată sala de conferințe și restaurantul este aranjată cu mese. E bine, legat de restaurant, trebuie să spun că la noi la Podcoava servim mese de tip meniul zilei și avem opțiuni suficiente atât pentru vegetarieni cât și pentru cei care mănâncă de toate. Un lucru foarte important este că noi nu gătim cu produse congelate, ci avem mâncare proaspătă în fiecare zi. Așa că dacă îți place mâncarea proaspătă și naturală, trebuie să ajungi la noi. Haide acum să ieșim pe terasă. Și am ajuns și pe terasa restaurantului. Aceasta din spatele meu este terasa principală, iar în stânga mea avem o altă terasă secundară, care este chiar pe iarbă. În spatele acesteia avem foișorul, care este locație de outdoor cooking și una din locațiile preferate ale oaspeților noștri, pentru că de aici pot vedea întregul domeniu, inclusiv manejul, în care se fac lecții de echitație și, după cum vezi, chiar acum este cineva în manej, și după acesta, în spate, se vede întreg peisajul de la Podcoava. În spate de tot este vârful Leauta, iar dacă vezi, chiar în spatele meu, avem întreaga pensiune, iar toate camerele sunt orientate către acest peisaj frumos. Te așteptăm să vii la noi la Podcoava să vezi cum e cu ochii tăi. Mulțumesc că ai urmărit și ne vedem aici!